bine. Ia. Vrem să vedem cum se descurcă Andrei Stoica cu noul membru al familiei, cu micuța Eva. Adelina este acum alături de el. Bună! Bună! Bună, dragilor, vă pup. Ce tot vă plângeți atât de diete, cu măsline, cu anghinare, cu ce mai mâncați voi dimineața? Stați să vedeți aici dietă într-o familie cu trei copii. Nu știu, Andra, săraca, când mai are timp să doarmă, să mănânce? Andra, arăți impecabil. Spune-mi, câte ore durează să te aranjezi? Cred că 5 minute. N-am nevoie de ore. La noi e totul pe Fast and Furious, ca să zic așa. Nu am timp de nimic, îți dai seama. Și încerc să mi-l organizez cât mai bine ca să pot să le fac pe toate. Spune-mi, cum e acum cu trei copii? Cine este șeful în casă? Eva. Ea comandă tot. Toată lumea își face programul în funcție de ea. Ea e șefa noastră momentan. Spune-mi, cea mai bună dietă, de fapt, l-ai băgat pe Andrei la dietă sau își face antrenamentul acasă? Cum? Unde începe antrenamentul lui? Dimineață cam pe la ce oră? Sau de cu noaptea? Voi nu mai aveți acum noapte, dimineață, zi? Păi, la noi începe programul de la... Se termină programul pe la 2-3 dimineața și începe la 6, ca să fiu sinceră. Cam așa, la 6 dimineața ne trezim, facem curândul când duc eu copiii la grădiniță, când îi duce Andrei, ne-am organizat așa, o zi eu, o zi el. Și după aia distracția începe, gata, ziua a început, el are două antrenamente pe zi după aia. Cum și eu face? Sunt arestată la domiciliu cu pitica. Andrei, mai poți, văd așa o urmă de cearcă la tine, la ochi. Se întind toată ești fața, viu? Nu știu ce tot spunea Andra adineori, că ea e foarte obosită. Eu sunt foarte obosit, că eu am grijă de toți. Și cum te descurci cu trei? Greu când vine vorba de Eva, să o schimb, să-i dau biberon, atât ce e destul de greu. În fine, ideea e că noi nu mai avem noapte, zi. Ce să faci acum? Nu avem ajutor, nu avem bone. Ești mai priceput acum la al treilea, mai curajos, normal mai... Normal că sunt, păi sunt trei copii la mijloc, experiență, am exact cât am și în ring, am și la copii. Hai să facem repede o probă. Ia să vedem. În cât timp îi schimb pampersul? Aolo, uite, provocare. Vino un copil. Stai, las-o încet, las-o încet. Eu acum pe provocare. Ia zi, cum e, care e rețeta succesului? Legănatul mult pe picioare, ținutul în brațe, la ce se pricepe cel mai bine, Andrei? Măi, cel mai bine se pricepe la ținutul în brațe, de legănat nu prea o leagănă, că e frică și nu prea suntem de acord cu legănatul, că e un lucru în plus pe care trebuie să-l facem și nu mai vrem lucruri în plus pe care trebuie să-l facem, dar în schimb are grijă de ea. Când sunt eu plecată de acasă, vreau să spun că se descurcă, chiar se descurcă, se vede că sunt trei copii și are experiență. Ia să văd eu acolo cum se descurcă Andrei. Hai, că timpul expiră. Are experiență. Hai, ce-i spui acolo? Îi cânți un cântecel? Vorbesc cu ea, că uite, se plictisește, vorbesc cu ea, o ridicăm de piciorușe. Ce cântecele ai mai învățat și tu? Mel, mel, codobelc? Ce mai știi? Nu știu, că sunt doar sunete. Nu sunt și cu versuri. Momentan așa comunicați, prin sunete. Vorbesc cu ea, da, vorbesc cu ea. Ea nu prea vorbește cu mine, doar plânge. Stai un pic, ce s-a întâmplat aici. Cum e cu fetiță, ți s-a îndeplinit visul, e prințesa familiei. Sunt cel mai fericit. Având doi băieți, mereu stăteam așa și mă gândeam. Știam că o să am o fată, știam că vreau să mai fac un copil, dar mereu stăteam așa cu gândul, oare cum o să fie cu fată, oare cum... Te simțeai așa, mă simțeam un pic, lipsea ceva. Și când a apărut ea... Din momentul ăla m-am simțit împlinit. Eu vreau să știu, e mai greu în ring sau acasă, dar să nu ne audă Andra. E mai greu acasă. E mai greu acasă? E mai greu acasă. Trebuie să ai mai multe calități decât ca în ring. Acasă trebuie să știi să faci de mâncare, trebuie să știi să calci, trebuie să știi să faci curat, trebuie să știi să o legăm pe picioare, trebuie să știi să-i duci să te treci dimineața de vreme, să-i duci la școală și la grădiniță. Andra, ia zi, vă opriți aici, între noi, fie vorba, trei și atât, gata sau mai urmează? Ne-am făcut datoria către stat, avem doi băieți și o fată, ajunge, îi mai lăsăm și pe alții să mai facă, pentru noi e suficient. Dragilor, ce să zic, luați lecții de aici, aici dieta adevărată. Nopți nedormite, nemâncat, mulți copii.